M-a găsit producătoarea noastră, Veronica Mihoc, undeva pe munte, eram cu o căldare, deghizat în Ștefan cel Mare și mă jucam de-a paprikat. Și de când am văzut, am venit la televizor, viața mea s-a schimbat. Știu că și voi mă urmăriți la televizor și eu pot să stau de vorbă cu voi prin ecranul televizorului, stau de vorbă cu toate categoriile de oameni. Și aia bogați care au vilă și Mercedes, și aia sărați care de-abia au apucat să-și cumpere un televizor, toți sunt egali atunci când stau de vorbă cu mine prin sticla televizorului. Așa că e o fericire. Cei care doriți să deveniți jurnaliști, în presa scrisă, pe internet, cum e la mod acum, în radio, în televiziune, vă spun că vă așteaptă o viață grea, dar plină de surprize și atât de fermecată, încât nu o să îmbătrâniți niciodată. Ia uitați-vă la mine, am 57 de ani, dar sufletul meu e de 20 și oricând pot să joc cu voi ce vreți. Tenis cu piciorul, să facem alergare în sat, să notăm, să... orice, numai să nu facem lucruri rele. Cam atâta, eu am de tăiat în el, azi trebuie să fac două feluri de mâncare speciale din Banat. Poate știți. Ciorbă din coastele mielului, deasă cu leuștean, extraordinar de bună, și un miel umplut cu leuștean la cuptor. Din păcate, mielutul ăla nu ajunge pentru toată lumea, dar în duminica Paștelui, dacă băteam la ce oră la pieniciu, seara, vă uitați, o să vedeți ce a gătit Uica și puteți să spuneți, lui mama, lui bunica, lui tata, lui bunicu, vreau și eu să facem cum a făcut Uica. Și ăsta e primul contact cu bucătăria tradițională din Banat. Și acum, primul contact cu jurnalismul, ce spuneți? Vreți să fiți niște mici vedete, așa, să vă începeți și voi?